Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Astăzi, Parlamentul votează lista candidaților pentru Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Cei 17 candidați au fost audiați ieri, 23 aprilie, de comisiile reunite de buget, finanțe și economică din cele două camere ale Parlamentului. În câteva momente vine alături de noi colega mea Mihaela Cârcu cu detalii despre acest subiect. Să vedem în continuare ce alte titluri vă mai oferă UNOASIC.ro astăzi. PAI trece pe profit în trimestrul 1 din 2013. Mihai Popescu, director general Ergo Asigurări, ne spune că acționarii îl încurajează să urmărească cu atenție piața de achiziții din România. Iar Ștefan Prigoranu ne spune că ceea ce se întâmplă acum în online este similar cu ceea ce se întâmpla în industria asigurărilor acum 10 ani. Să vedem acum și știrile pe larg. PAIDA a înregistrat în primul trimestru din 2013 un profit de peste 2 milioane de lei, printre motive fiind reducerea costului cu programul de reasigurare. Astfel, după ce a înregistrat în 2012 o pierdere de 2,8 milioane de lei, PAIDA a reușit să se redreseze în primele 3 luni ale anului în curs. Ergo Asigurări de Viață preconizează o creștere a cifrei de afaceri în 2013 și mizează pe trei linii de dezvoltare: asigurările de viață, asigurările non-life și asigurările de sănătate. Mihai Popescu, noul director general al companiei, a explicat într-o întâlnire organizată ieri cu presa că Ergo a avut până acum în România o concentrare specială pe asigurările cu componentă de investiții, dar că din acest an se are în vedere atât o dezvoltare organică, cât și prin achiziții, care include și alte segmente ale pieței de asigurări. Astăzi, Parlamentul votează lista candidaților pentru Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Cei 17 candidați au fost audiați ieri, 23 aprilie, de comisiile reunite de buget, finanțe și economică din cele două camere ale Parlamentului. Colega mea, Mihaela Cârcu, este alături de noi cu mai multe detalii. Bine ai venit, Mihaela! Bine v-am găsit! Ne poți da mai multe detalii cu privire la ce se întâmplă astăzi în Parlament? Astăzi, în Parlament, să zicem că votul este mai mult o formalitate, în sensul că lista celor 17 candidați pentru Consiliul ASF, așa cum ai zis și tu, a fost validată ieri de cele două comisii reunite. Vorbim, așa cum am aflat ieri, de domnul Dan Radu Rușanu pentru funcția de președinte al ASF, de domnul Daniel Deianu pentru funcția de prim vicepreședinte și de domnii Daniel Tudor, Ion Giurescu și Mircea Ursache pentru posturile de vicepreședinți, fiecare responsabil de câte o direcție asigurări, pensii și piețe de capital. De asemenea, astăzi Parlamentul va vota și lista cu cei 12 membri, care sunt în membrii neexecutivi, câte 4 pentru fiecare direcție, să zicem așa. Tot ieri, președintele Traian Băsescu a promulgat legea privind înființarea ASF, ceea ce înseamnă că din cursul zilei de astăzi vor exista toate premisele ca ASF să se înființeze și să funcționeze așa cum e prevăzut în textul ordonanței de urgență până la 30 aprilie. În momentul de față, piața de vânzări online a asigurărilor este nereglementată, iar această problemă trebuie să se rezolve în cel mai scurt timp. Constat cu mare surprindere și oarecum cu neplăcere că ceea ce se întâmplă acum cu mediul online este similar cu ceea ce se întâmpla în industria de asigurări acum 10 ani, când se vindeau asigurări oriunde. Acum este suficient să dați o căutare pe Google după cuvântul RCA sau după cuvântul Casco și veți fi surprins de câte variante există, a declarat Ștefan Prigoranu, CEO Millennium Insurance Broker, în cadrul emisiunii Ora de Risc, difuzată ieri de Radio France International. Pentru a urmări integral emisiunea, accesați www.rfi.ro. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine vă dă întâlnire colega mea, Camelia.